Haideți puțin. Asta este convocatul pentru ședința de astăzi. Doamna Spiridonică? Vă rog, domnul, să se mai spune. Doamna Hărmănescu? Mulțumesc. Domnul Ciobanu? Domnul Buciubanu? Domnul Micu? Domnul Bolaon? Domnul Chiper? Domnul Pușcașu? Domnul Rusu? Domnul Gurzon? Mulțumesc. Domnul prefect, eu am făcut formalitățile de prezență. Vă rog, dacă doriți să... Bună ziua! Mă bucur foarte mult că am ocazia să particip la această ceremonie de depunere a jurământului de către nou primar ales al Comunei și de asemenea de către consilierii care vor forma Consiliul Local pentru mandatul 2020-2024. Profit de această ocazie să urez domnului Vlad Vintile un mandat plin de realizări, mult succes în activitatea pe care o desfășura, de asemenea mult succes și echipei de consilieri locali. Vă urez tuturor să aveți un mandat plin de realizări, astfel încât să îndepliniți așteptările pe care comunitatea locală o are de la dumneavoastră. Vom intra în cele ce urmează în formalitățile prevăzute de lege. Așa cum știți, scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al Comunei Cristești, județul Iași, urmarea alegerii autorităților locale în urma scrutinului din 27 septembrie 2020. Sunt vizate verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de articolul 116 aliniatul 1 din ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectiv validarea unui număr de mandate de consilier local mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local. Lucrările ședinței de constituire, conformitate cu prevederile articolului 116 aliniatul 4, sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Cu toții ați văzut că în ceea ce privește dispozițiile legale a intervenit noul cod administrativ, schimbând un pic procedura cu care eram obișnuiți, a intervenit această validare a consilierilor locali prin intermediul instanței de judecată. Din punctul meu de vedere, este o procedură care are logică, având în vedere că deja validarea se făcea și pe legislația precedentă, mă refer la validarea primarului, se făcea de către instanța de judecată și atunci legiuitorul a vrut să dea
o logică acestei formalități, astfel încât și consilierii locali să fie validați de instanța de judecată. Procedural, probabil și instanțele de judecată au avut nevoie de o acomodare cu noua legislație. Au fost anumite probleme sau întârzieri, dar toate acestea s-au rezolvat. Din datele puse la dispoziție, rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Constantin Bolohan, născut la data de 18.05.1955, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnii Buciumanu Tudorel și Micu Ștefan, născut la data de 26.12.1981, respectiv 12.11.1994. Vă invit să preluați conducerea ședinței. Mulțumesc, domnul prefect. Ședința este statutară și rog să începem ședința. Domnule secretar? Da. Bun. Avem eu, nu? Păi eu așa zic. Dacă avem eu aici, da. Dacă să ne ridicăm cu toți, să Thank you.
Continuăm ședința. Domnul secretar, vă invit să invitați consilierii locali aleși de judecători și de pretecură să depună fiecare jurământul. După aceea va urma depunerea jurământului domnul primar. Dacă invitați consilierii aleși. Conform prevederilor protocoale, înainte de a invita consilierii locali declarați aleși să depună jurământul, voi prezenta încheierea judecătoriei Pașcan, prin care au fost validate mandatele de consilier local ale consilierilor din Consiliul Local al Comunei Cristești, județul Iași. Voi trece peste partea introductivă, pentru că este suficient de lungă și nu prezintă chiar atât de multă importanță. Voi începe de aici. De asemenea, se constată că pentru numiți însurățelul Constantin, Spiridonica Adriana, Hărmănescu Maria Daniela, Ciobanul Mircea, Luciumanul Tudorel, Micu Ștefan, Bolohan Constantin, Chiper Dumitru, Pușcașul Mihai, Rusu Ioan, Urzun Constantin, s-au depus ca dosar în scrisul prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de articolul 114 alineatul 2 litera AE din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, și nu s-a dovedit faptul că alegerea acestora s-a făcut prin fraudă electorală. Conform dispozițiilor articolului 100 alineatul 22 din legea 115/2015, atribuirea mandatelor de consilier se face de către Biroul Electoral de Circumscripție în ordinea înscrierii candidaților în listă și începe cu lista de candidați pentru care au fost exprimate cele mai multe voturi. Verificând constatarea rezultatelor alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier local și constatând îndeplinirea procedurii prevăzute de articolul 47 alineatul 1 din legea numărul 334/2006, raportul fiind depus la autoritatea electorală permanent în baza dispozițiilor articolului 114 din ordonanța de urgență 57/2019, instanța urmează a valida mandatele consilierilor locali menționați anterior. În ceea ce îi privește pe candidații Pintili Vlad Mihai și Harabaciu Gheorghe, instanța va dispune invalidarea mandatelor acestora, întrucât în baza dispozițiilor articolului 115 din ordonanța de urgență 59/2019, aceștia au renunțat la mandat, declarațiile de renunțare fiind depuse la dosar. Conform dispozițiilor articolului 119 din Ordonanța de Urgență 57/2019, validarea mandatelor supleanțelor se face după următoarea procedură. Mandatele supleanțelor sunt validate, de toată procedura. Pe final, prin urmare, instanța constată că validarea mandatului supleantului se realizează într-o altă etapă, mai exact după rămânerea definitivă a hotărârii prin care se dispune invalidarea mandatului consilierului declarat ales. Astfel că, în cauza de față, în niciun caz nu se poate dispune și validarea mandatelor supleanțelor, astfel cum a propus secretarul general al ORAC Comuna Cristești. Pentru aceste motive, în numele legii, instanța dispune admite în parte cererea de validare introdusă de Biroul Electoral de Circumscripție numărul 26 Cristești, județul Iași, validează mandatul candidatului PNL însurățelul Constantin la funcție de consilier local al Comunei Cristești, județul Iași. Validează mandatul candidatului PNL Spiridonica Adriana în funcție de consilier local al Comunei Cristești, județul Iași. Validează mandatul candidatului PNL Hărmănescu Maria Daniela în funcția de consilier local al Comunei Cristești, județul Iași. Validează mandatul candidatului PNL Ciobanul Mircea în funcția de consilier local al Comunei Cristești, județul Iași. Validează mandatul candidatului PNL Luciumanul Tudorel în funcția de consilier local al Comunei Cristești, județul Iași. Validează mandatul primarului candidatului PNL Micu Ștefan în funcția de consilier local al Comunei Cristești, județul Iași. Validează mandatul candidatului PSD Bolohan Constantin în funcția de consilier local al Comunei Cristești, județul Iași.
validează mandatul consilierului PSD, candidatului PSD Chibet Dumitru în funcție de consilier local al Comunei Cristești, județul Iași, validează mandatul candidatului PSD Pușcașul Mihai în funcție de consilier local al Consiliului Local al Comunei Cristești, județul Iași, validează mandatul candidatului PSD Rusu Ioan în funcție de consilier local al Comunei Cristești, județul Iași, validează mandatul candidatului Pro-România Bursun Constantin în funcție de consilier local al Consiliul Local al Comunei Cristești, județul Iași. Având în vedere faptul că am îndeplinit procedura legală prin care v-am prezentat încheierea prin care au fost validate mandatele consilierilor locale aleși în Consiliul Local al Comunei Cristești, rog pe domnul președinte să invite în ordine alfabetică consilierii în vederea depunerii jurământului. Dar fiind faptul că, printr-o simplă întâmplare, domnul Bolohan Constantin este și primul în ordine alfabetică, o să-l invit să depună jurământul. Vă rog să poftiți la masă, cu mâna stângă pe mine, după care să semnați. Mâna stângă pe Constituție și, și pe Biblie. Jurământ. Subsemnatul Bolohan Constantin, consilier local al Consiliului Local Cristești, în conformitate cu prevederile articolului 170 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, potrivit privind aprobarea codului administrativ, modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legea țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și pricepe mea pentru binele locuitorului Comunei Cristești, așa să vă ajute Dumnezeu. Vă rog să semnați. Jurământul este în două exemplar. Am în două exemplare. Mulțumesc și vouă, o să le invitați pe următorul consilier local. Mulțumesc. Aveți revista? Nu, nu, nu. Acum avem loc. Nu, 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 nu. Subsemnatul Buciumanu Tudorel, consilier local al Consiliului Local Cristești, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Vreau să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cristești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumim, domnul consilier, și mult succes. Mulțumim. Îl invităm pe domnul consilier Chipier Dumitru. Subsemnatul Chipier Dumitru, consilier local al Consiliului Local Cristești, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării. La stângă. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cristești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumim și felicitări, domnul consilier. Urmează domnul Ciobanu Mircea. Domnul Chiper, mai aveți un exemplar din jurământul semnat, vă rog. Subsemnatul Ciobanu Mircea, consilier local al Consiliului Local Cristești, în conformitate cu prevederile articolului 170 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării
și să fac o bună credință tot ceea ce este în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cristești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Mulțumesc și mult succes, domnul Giovanu. Urmează domnul Guruzun Constantin. O leac mare, domnul Guruzun. Jurământ. Subsemnatul Guruzun Constantin, consilier local al Consiliului Local Pisești, în conformitate cu prevederile articolului 107 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru bine locuitorilor Comunei Cristești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Semnați pe nuntă, Vagin. Mulțumesc să aveți succes, domnul Guruzun. Cine urmează, domnul? Doamna Hărmănescu. Urmează doamna Hărmănescu, doamna. Jurământ. Subsemnata Hărmănescu Maria Daniela, consilier, consilier local în Consiliul Local Cristești, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cristești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc mult! Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Surățelu. Domnul Surățelu, Costel. Subsemnatul Surățelu Constantin, consilier local al Comunii consilier local al Comunii Cristești, conform cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență al Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ al modificării din modificări și completării ulterioare, drept în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii Comunei Cristești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Avut emoții, ne-am aplaudat mai tare. Așa era început. Urmează domnul Micu Ștefan. Jurământ. Subsemnatul Micu Ștefan, consilier al Consiliului Local Cristești, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență a Guvernului cu numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cristești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Să ai mult succes, băiatul de ești tânăr. Mulțumesc. Și ai viitorul în față. Cine urmează, domnul secretar? Domnul Pușcașu Mihai. Domnul Pușcașu Mihai. Domnul toți frumușel. Jurământ. Subsemnat Pușcașu Mihai, consilier local. Consiliul Local Cristești, în conformitate cu prevederea articolului 17 din urgență a Guvernului numărul 57/2019, prin aprobarea cu modificările și completările care depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă puterile și priceperea mea pentru binele locuitorul Comunei Cristești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc și mult succes. Semnați acolo pe două pagini.
Cine e domnul secretar? Domnul Rusu. Domnul Rusu Ion, poftiți. Funcționatul Rusu Ioan, consilier al Consiliului Local de Pistești. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac tot cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea, pentru binele locuitorilor Comunei Pistești. Așa să merită Dumnezeu. Preambulul aeropistesului federal. Doamna Spiridonica, Adriana Cortez. Subsemnata Spiridonica Adriana, consilier local al Consiliului Local Cristești, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cristești. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Nu stați aici. După exemplu, domnul Dan. S-a terminat cu depunerea rământului de către consilier. Mulțumesc tuturor consilierilor pentru depunerea jurământului. Urmează depunerea jurământului domnului primar. Este o procedură. Pindelei. Doar să depunem la vot rezultatul, așa, și unul din cei tineri, din cei tineri citească. A urmat până la vot, deci urmează jurământul, dar unul din cei doi asistenți citească validarea prefectului. Unul din cei doi. Mulțumesc. Păi stați-o, după ce trebuie să te rog, fiind judecătoarea cauzei civile promovată de petentul biroului electoral de circunstanțe numărul 26 Cristești, având ca obiectiv validare primar. Soluționarea cererii s-a făcut în camera de consiliu fără citare. Procedura legată e îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care invederizează faptul că au fost depuse în scrisuri de către Pintilii Vlad Mihai privind depunerea raportului detaliat la veniturile și cheltuielile electorale la Autoritatea Electorală Permanentă, după care instanța, considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temerile de drept ale cauzei, declară dezbaterile închise, reținând cauza spre soluționare. Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe, la data de 29.09.2020, sub numărul 4989, Biroul Electoral de Circunstanțe numărul 26 Cristești, județul Iași, a solicitat validarea candidatului Pintilie Vlad Mihai în funcția de primar al Comunei Cristești, județul Iași. S-a depus dosarul privind rezultatele alegerilor pentru funcția de primar al Comunei Cristești, cuprinzând procesele verbale ale secțiilor de votare și centralizatorul pentru alegerea primarului. Analizând actele dosarului, instanța constată cererea întemeiată și urmează o admite pentru următoare considerare. Conform articolul 3 din legea 115-2015, Biroul Electoral de Circunstanță Comunală Orășănească Municipală de Sector al Municipiului București și de Circunstanță Județeană, respectiv al Municipiului București, încheie separat câte un proces verbal pentru Consiliul Local. Mai finalul, să da? Da.
Potrivit articolului 4, legea 115-2015, au dreptul de a fi aleși consilierii primari sau președinții al Consiliului Județenii, cetățeni cu drept de vot, care au împlinit până în ziua alegerilor, inclusiv vârsta de cel puțin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 al numărul 3 din Constituția României Republicană. Pot candida numai persoane care au domiciliu în teritoriul unității administrative în care să fie alese. La sectoarele municipale municipiului București pot candida și pot fi alese persoane care au domiciliu în municipiul București, indiferent de sector. Conform articolului 5, legea 115-2015, cetățenii Uniunii Europene care au domiciliu sau reședința în România au drept de a alege și de a fi aleși în aceleași condiții ca și cetățenii români cu îndeplinirea prevederilor legii. Cetățenii Uniunii Europene au dreptul de a fi aleși în funcția de consilier local și consilier județean, primar sau președinte a Consiliului Județean. În sensul prezenței legii prin cetățenii Uniunii Europene se înțelege cetățenia statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România. Potrivit articolul 6 din legea 115-2015, nu pot alege debilii sau aliniații mentali puși sub interdicție. Persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. Nu pot fi aleși cetățenii care fac parte din categoriile prevăzute articolului 40 alineatul 3 din Constituția României Republicană, persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alineatul 1, precum și persoanele cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă exercitarea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice. Instanța reține că procesul verbal privind centralizarea voturilor nu este în conformitate cu procesele verbale ale secțiilor de votare din circunscripția electorală numărul 26, respectiv la rubricele alineatul 1 și F, centralizatorul nu reprezintă suma secțiilor de votare. Verificându-se procesele verbale afișate pe site-ul autorității electorale permanente, instanța constată că faptul secția de votare numărul 405, procesul verbal depus la dosar, nu este același cu cel depus la F, existând diferite la rubricile alineatul 1 și F, astfel procesul verbal numărul 1297 în raport cu centralizatorul reprezintă suma secțiilor de votare, iar la rubrica F, procesul verbal depus la dosar are înscris numărul 66, iar cel depus la F are numărul 67, în raport de care centralizatorul reprezintă suma secțiilor. De asemenea, se constată că au fost respectate dispozițiile articolului 46 din legea 115-2015 și nu s-a dovedit că alegerea primarului s-a făcut prin fraudă electorală. Verificând constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului pentru funcția de primar și constatând îndeplinirea procedurii prevăzute de articolul 47 alineatul 1 din legea numărul 334-2006, raportul fiind depus la autoritatea electorală permanentă la data de 6-10 în baza dispozițiilor articolului 149 alineatul 1 din 57-2019, instanța urmează a admite cererea formulată. Pentru aceste motive, numele legii dispune. Exact asta trebuie să o citești. Asta la... Pentru aceste motive, numele legii dispune. Da. Admiterea cererii de validare indusă de Biroul Electoral de Circunstanțe numărul 26, Cristej, județul Iași, validează mandatul candidatului PNL Pintilie Vlad Mihai în funcția de primar al Comunei Cristești. Prezența ghiere se va comunica de îndată pe prefectului și secretarul general al Comunei Cristești. Cu drept de apel care se depune la tribunalul iar de către cei interesați în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștințele publică, conform dispozițiile articolului 149, alineatul 3, 57-2019. Soluționată că pronunțată publică azi, 9-10. Da, mulțumesc, domnul consilier. Domnul primar, vă invit să semnați jurământul și depuneți jurământul. Subsemnatul Pintilie Vlad Mihai, primar al Comunei Cristești, județul Iași, în conformitate cu prevederile articolului 150, alineatul 1, coroborat cu articolul 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur
să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cristești. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Felicitări, domnul primar. Două exemplare. Se pare să. Vă rog să imunați domnului primar. Trebuie să vă dau eșarpa. Semnele funcției. Vedeți o leagă aici, lângă domnul prefect. Să vă dau eșarpa cu tricolorul. Asta se poartă doar pe umărul stâng. Dați-mi voi să vă pun eșarpa eu. Culoarea albastră pe umărul stâng. Vă felicit! Vă doresc succes în greaua funcție de primar în care este luată. Să aveți realizări și proiecte. Invit cetățenii instituțiilor statului să vă ajute pentru proiecte ca localitatea noastră să afle pe un drum ascendent pe care să află. Felicitări, domnule primar! Mulțumesc! Și să stați cel puțin 20 de ani la primărie cât am stat eu. Doamne ajută! Dacă vreți să spuneți ceva în cuvântul pentru noastră, spuneți. Vreau să vă spun câteva. O să-mi permit să dau masca jos, că sunt singur aici la pupitru. Domnule prefect, domnule secretar general, stimați colegi din Consiliul Local, stimați invitați, dragi consăteni ai Comunei Cristești, mă aflu în fața dumneavoastră la această ședință solemnă de punerea jurământului Consiliului Local și a primarului, ca urmare a votului pe care, pe data de 27 septembrie, cetățenii din Comuna Cristești l-au acordat, zic eu, covârșitor de mare în favoarea mea și a echipii mele de consilieri, pe care vreau să-i felicit pentru munca pe care au depus-o și pentru campania pe care împreună am făcut-o, după cum ați observat cu toții, fără jigniri, fără amenințări, fără alte lucruri murdare. Vreau să le transmit cetățenilor Comunii Cristești că votul lor din 27 septembrie mă responsabilizează și îmi dă puterea ca în următorii 4 ani, împreună cu echipa mea de consilieri și sper cu toți consilierii, cei 13 din Consiliul Local, să luptăm pentru a ajunge acolo unde fiecare cetățean din comună își dorește, iar strada dumnealor să arate exact așa cum ei își doresc. Da. Am emoții pentru că până astăzi n-am mai fost primar. Vreau să vă spun felul următor. Îmi doresc să fiu un primar partener al cetățenilor din Comuna Cristești, partener al instituțiilor din Comuna Cristești, al bisericilor, al școlilor, al dispensarului uman, al dispensarului veterinar, un partener al copiilor, al tinerilor și al tuturor cetățenilor. Vreau să mă implic pentru fiecare problemă a cetățenilor Cristești, din Cristești și Homița, din Comuna Cristești, în parte și dacă dă Dumnezeu și suntem sănătoși, o să tragem linie peste 4 ani. De asemenea, vreau să vă spun că sunt aici, în afară de domnul prefectul care a făcut cunoștință, căruia îi mulțumesc pentru invitație. Mai sunt niște invitați pe care dumneavoastră nu-i cunoașteți,
Eu îi cunosc foarte bine pentru că timp de 4 ani, în mandatul meu de viceprimar, acești oameni, și nu numai aceștia, mi-au fost alături din toate punctele de vedere. Sunt și colegii din echipa pe care au avut-o în campanie, știu câte drumuri la Iași au făcut unii din oamenii ăștia pentru mine. Și de aceea vă rog să-mi permiteți să vi prezint. Primul de aici este domnul Liviu Bulgaru. Este consilier județean în echipa domnului ministru Costel Alexie, actual președinte al Consiliului Județean. Un om care știe unde este Comuna Cristești și ca dovadă este aici între noi. Și domnul Liviu, vreau să vă transmit mult succes pentru că dumneavoastră candidați la funcția de deputat pe 6 decembrie și vreau să vă spun că oamenii din Cristești așteaptă de la dumneavoastră să ne sprijiniți, să asfaltăm Comuna Cristești, să aducem apă pe toate străzile din Comuna Cristești, gaze naturale și să înfrumusețăm comuna. Vă urez mult succes pe 6 decembrie! Lângă domnul Liviu Bulgaru se află nouul câștigător al portofoliului de primar al municipiului Pașcani, domnul Marius Pintilii. Mulțumesc, Marius, că ai venit. El a fost primul om cu care am discutat de la partid în urmă cu 4 ani când am candidat. În continuare, vă prezint pe un om din Pașcani, care de asemenea, pe 6 decembrie, candidează la funcția de deputat, Sorin Năcuță. Domnul Sorin Năcuță și-a propus să facă din zona Pașcani ceva ce nu s-a mai văzut și eu îi urez mult succes. Și Cristești face parte din zona Pașcani. În continuare, sunt trei domni de la organizația PNR Pașcani care au fost în spatele domnului Marius Pintilie și nu numai în spatele domnului Marius Pintilie, chiar și în spatele domnului Vlad Pintilie. Așa, Andrei Grâznic, Cătălin Conachii și Claudiu Potoașcă. Vă mulțumesc de asemenea că ați fost astăzi alături de noi aici la Cristești, alături de mine, alături de consilierii locali și alături de cetățenii Comunei Cristești. Să nu vă pierdeți năravă! Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la ședința de astăzi. Doamne ajută și Dumnezeu să ne binecuvânteze! Mulțumesc, domnul primar. Vă spun și eu, în cuvântul meu, ceea ce gândesc. Domnule prefect, domnule director, domnule primar de Pașcani, vă doresc succes tot în grea activitate. Domnilor invitați, stimați cetățeni, pentru localitatea noastră, azi se scrie o nouă firă de istorie. Începând de astăzi, 19 octombrie 2020, destinele comunității noastre se vor afla în noua echipă de conducere a primăriei Cristești. Din fericire, echipa care se află astăzi la primăria Cristești este o echipă tânără, este o echipă cu ambiții, este o echipă cu dorința de a face proiecte, cu dorința de a face ceva pentru comunitate, cu dorința de a se remarca și de a face bine locuitorilor Comunei Cristești. Anul acesta, 2020, s-a făcut o predare de generație, eu știu, zic eu după mine, de generația tânără a învins și a petut generația mai puțin tânără. Asta este bine făcută schimbarea și bineînțeles că vom fi toți cetățenii Comunei Cristești alături de primarul Comunei Cristești actual și de consilierul de consiliu local și vom face tot ce va fi mai bun pentru comunitate. Comuna noastră, ora actuală, se află pe un trend ascendent. Este bine
așezată pe drumul ei și nu trebuie să abată cu niciun centimetru de la drumul pe care îl va parcurge. Sunt bucuros pentru că primarul de astăzi are de partea lui guvernul, președinția, Consiliul Județean, Primăria Municipiului Iași, deci unde va merge, va avea ușe deschise. Deci asta înseamnă că deci ne aflăm într-un moment prielnic pentru primarul actual să putem duce proiectele care sunt începute la finalizare și să vedem peste 4 ani de zile că s-a realizat ceva. În activitatea mea de 20 de ani de primărie am făcut tot și s-a putut pentru comunitatea noastră. Se putea și mai mult, într-adevăr, dar din păcate guvernele care s-au perindat la conducerea țării fie au dat finanțări, fie n-au dat. Trebuia să mergi de rușine ca să finanțezi după, eu știu, după culoarea politică sau nu după culoarea politică. Îi doresc domnului viceprimar să, în funcția grea, i-am spus că care o are, pentru că funcția de primar înseamnă să lucrezi câte 10-12 ore pe zi și adică să te ocupi de realizările comunității. Dați-mi voie să mulțumesc deci în activitatea mea de primar de 16 ani de zile plus de un mandat de viceprimar 3 ani și ceva, să le mulțumesc tuturor consiliilor locale care m-au susținut în mandatele pe care le-am trecut, să le mulțumesc cetățenilor Comunei Cristești de ajutorul și de sprijinul dumnealor și, bineînțeles, colectivului primăriei, care, din fericire, avem un colectiv de specialiști care s-au format în timp ca oameni, ca și compartimente, ca specialiști și pot duce mai departe trendul și dezvoltarea comunității. Mulțumesc mass media care ați participat astăzi aici, mulțumesc domnului prefect, domnului director, domnului invitați și la toți vă doresc succes în activitate și toate cele bune. Vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți și mie în două vorbe, înainte de a ca domnul președinte în ședință să declare ședința închisă, vreau să-l felicit pe domnul primar în funcție pentru mandatul pe care l-a obținut, pe consilierii locale ai Consiliului Local al Comunei Cristești. Și vreau să vă, conform prevederilor legale, să vă informez cu privire la constatările pe care le-am făcut în cursul acestei ședințe, și anume... Avem așa, numărul de consilieri local stabilit prin ordinea prefectului conform articolul 112 și 171 din codul administrativ, 13. Număr de consilieri locali validați de judecătorie, 11. Număr de consilieri locali prezenți la ședință, 11. Număr de consilieri locali care au depus jurământul la ședință privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, 11. Numărul de consilieri care au refuzat să depună jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, 0. Numărul de consilieri locali care absentează motivat conform articolului 116 alineatul 8 din codul administrativ, 0. Numărul de consilieri locali care absentează nemotivat, 0. În continuare, conform prevederilor legale, eu ar trebui să prezint Consiliului Local niște prevederi din legea 161/2003 și din codul administrativ cu privire la regimul incompatibilităților și conflictului de interese. Dar pentru că pe majoritatea din această sală nu interesează aceste aspecte, o să fac o informare în scris pentru fiecare consilier local și pentru domnul primar în funcție, pe care o să o prezint în prima ședință a Consiliului Local, care va avea loc la sfârșitul lunii octombrie. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vrea să mai ia cineva cuvântul? Domnul Cioban, aveți cuvântul. Domnule prefect, domnule primar al municipiului Pașcani, stimați invitați, stimați colegi. După 4 ani de opoziție cu Neogrea, domnul Piteri, Vlad, a reușit să ajungă unde și-a propus. Am muncit foarte mult pentru ceea ce și-a propus.
colegii din spatele dumneavoastră, pe care mă numesc și eu l-am sprijinit de aproape. Dați-mi voi în numele colegilor mei să mulțumesc invitațiilor, să tot în numele colegilor mei să-i urez succes domnului Dimitrie Vlad, să-l asigur de sprijinul nostru în continuare. Eu voi fi lângă el doar să-l critic, la ce o să facă bine, nu o să-l aud. Are cine să-l critice. Și să-i urăm succes în mandatul 2016-2020-2024. Sper să fie urmat de spate. Încă o dată mulțumim frumos și succes domnului. Mulțumesc, domnul Ciobanu. Domnul Harabaciu, aveți cuvântul. În calitate de cetățean al Comunii Cristești, doresc să... În calitate de cetățean al Comunii Cristești, vreau să-l felicit pe domnul primar. Am fost și voi fi alături de dumneavoastră. Am fi fățit. Chiar vreau să vă felicit într-o astfel de ședință solemnă. Vreau să vă urez mult succes și sunt sigur, ca să contrazic puțin domnul consilier Bolohan Constantin, sunt sigur că dumneavoastră veți reuși și veți reuși cu toți consilierii împreună, deci nu numai cu consilierii PNL. Adică toți vă vor sprijini atunci când dați un proiect benefic pentru comuna noastră. Mult succes, Doamne ajută și să vă dea Dumnezeu! Domnul director. Da. Vă aveți cuvântul, domnul director Bulgariu. Bulgariu. Vă mulțumesc. Astăzi am venit cu foarte mare bucurie la dumneavoastră în Cristești. Vreau să vă spun că e exact cum spunea și domnul Bolohan și Vlad, Comuna Cristești nu este străină. Dar astăzi, având în vedere că locuitorii acestei comune au dat votul colegului meu, Vlad Pintili, Vlad Mihail Pintili, eu așa știu cât îi cheamă, nu te-am votat pentru că nu ai fost la mine în zonă, dar poate te-au votat cetățenii. Asta este un lucru foarte bun. Vedeți? După cum spunea domnul Bolohan, da, într-adevăr, lumea a cerut schimbare, a cerut un suflu nou, a cerut o echipă nouă. Noi, membrii Partidului Național Liberal, vă mulțumim pentru că ați dat aici un primar liberal, o echipă liberală, o consilier, dar, iarăși, cum spunea domnul Bolohan, mai avem un hop, oameni buni, mai avem data de 6 decembrie, când, exact, avem Consiliul Local la Cristești, avem primarul la Cristești, avem Consiliul Județean la Iași, avem președinte Consiliul Județean, dar pentru următoarele 4 ani trebuie să avem și Parlamentul și Guvernul. De asta vă rog, în numele colegilor mei, ca duminică 6 decembrie să ieșiți cu toții la vot și să votați în continuare Partidul Național Liberal, să aveți încredere în Partidul Național Liberal și în membrii lor. Vă mulțumesc și sănătate! Aveți cuvântul, domnul primar de Pașcan, Pintilii. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Vreau să vă transmit faptul că ne așteaptă o muncă grea la Pașcan, dar și la Cristești. Sunt convins că vom avea o colaborare foarte bună între cele două localități. Sunt multe lucruri de rezolvat în așa fel încât să facem ca această zonă de Valea Seretului să fie o zonă prosperă, să ne fie bine tuturor. Să avem locuri de muncă, să avem o calitate a vieții bună și să facem în așa fel încât să nu mai plece nimeni în străinătate. Aceasta este dorința mea, sunt convins că este și dorința primarului Vlad Pintilie și încă o dată vă asigur de o colaborare cât se poate de bună între cele două localități. Succes în continuare! Am să fiu foarte scurt pentru ca să nu plictisim. Eu vreau să-l felicit și pe domnul Bolohan pentru activitatea dumneavoastră, dar și pentru decența din ședința de astăzi și să-i urez mult succes noului primar și echipei de consilieri.
pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut. Este o concurență între comunități pentru proiecte și asta este marea bătălie, nu e între partide și între cetățeni. Vă urez succes! Mai vrea să discute cineva? Domnul Rusu. Cred că a fost momentul. Domnul Rusu. Cred că este momentul să spun câteva cuvinte de că a fost primar al Comunei Cristești în perioada 97-2000. Înainte de toate să mulțumim domnului fost primar, și putem spune așa acum, pentru chiar dacă n-au fost toate realizate, dar pentru că tot de pus. Numai pentru faptul că a stat în fața oamenilor 16 ani și 3-19 ani de lei. Felicitări, domnul Ioan. Mulțumesc. Felicitări, domnul Ioan. Să mulțumim comunității Cristești, când a susținut în acești ani, iar domnului primar ales. Nu-i câte un lat decât putere de muncă, răbdare, seriozitate, și multă, multă strădanie. Pentru că domnul primar mă așteaptă dirigent. Eu am trecut prin furturi ca Odine și știu ce spun. Vă urez din tot sufletul meu. Sunteți ca și mine un scorpion, suntem născut în aceeași zi, suntem amândoi că suntem noi. Vă urez succes din toată inima și să fiți convinși că și eu și domnul Boroan vom fi alături de dumneavoastră oricând și oricum și la orice proiect serios care va de care va beneficia Comuna Cristești. Ce să vă spun în continuare? Succes, dea bun Dumnezeu, vă dea putere de muncă și să ajungem acolo unde dorim cu toții. Fiecare stradă să trăucească, fiecare drum să fie cum trebuie, tot cotlonul să fie, aș nu spun din cauza cărușă, dar să fie așa cum ar trebui în lumea noastră. Vă urez succes și multă, multă putere de muncă și răbdare, pe care avem nevoie de ele. Mulțumim, domnule. La anul 2, la anul 2. Onorat auditoriu, deci declar ședința închisă. Mulțumim pentru participare și vă doresc succes în toate.